Bună dimineața! Astăzi ne vedem cu un daily vlog și mai povestim, mai mergem prin oraș, o să vedeți ce facem astăzi. Sunt nemachiată, abia m-am trezit, mi-am făcut rutina de skincare și ia uitați-vă acolo, deci ador efectiv la lelele, deși s-au desfăcut destul de repede, dar sunt foarte fericită că a venit primăvara și ne bucurăm de florile astea minunate. Acum fac micul dejun, o să vă arăt porridge, ce fac eu de obicei, e cel pe care îl cumpăr de la Lidl. Și după care mă gândeam să vă arăt niște produse de make-up, care nu sunt scumpe, sunt destul de accesibile, sunt middle price, să zicem, cred. Dar mie îmi plac foarte mult. Am un iluminator, un fond de ten, un corector și niște lucruri care îmi plac foarte mult și vreau să vi le arăt după ce mă machiez și eu. Dar înainte de asta, așa cum v-am zis, o să fac micul dejun și să vă arăt și ce o să folosesc. Stați așa, cred că mai bine mutam eu camera, dar haideți că pot să vă arăt și așa, cred. Ar fi acest porridge cu banane, care el e fără adaos de zaharuri. Practic asta mi-a plăcut, e de la Lidl și mai am și varianta aceasta. Când vreau să mă răsfăț, o iau și pe cea cu ciocolată. Aceasta e cu fulgi de ovăz, cu căpșune liofilizate, coacă de roșii și mere uscate. E foarte acrișor așa, e super bun și ăsta. Încă nu m-am hotărât de care o să fac, bine că o să-l fac pe cel cu banane. Pentru că vreau să adaug și puțină banană, afine, cocos, eu am cocos din acesta, pentru că e luat de tot de la Lidl. Așa. Și Alpro Barista, mă rog, Alpro Barista de obicei îl folosesc pentru cafea sau matcha și îmi iau de obicei varianta fără zahăr de la Alpro, doar că am terminat-o, așa că o să-l folosesc pe acesta astăzi pentru oats. Și voiam să vă mai arăt aceste prune uscate de la Lidl, sunt foarte bune, vi le recomand dacă vreți să aveți o gustare sănătoasă și dulce. Și mai sunt și merișoare cu caju, iarăși mi-au plăcut foarte mult, dar vi le recomand și pe acestea. Mie nu-mi plac prunele, mult normal, pentru că în copilărie bunica făcea majul. Dulceață din aceea, dar cred că se numește chiar așa. Și am mâncat foarte mult și nu mi-a mai plăcut o perioadă, dar acum chiar îmi plac acestea și vi le recomand. Bun, mă apuc să fac porridge-ul și vi le arăt și vouă la final să vedeți cum arată. Cocos, dar pentru mine niciodată nu e prea mult cocos. Și textura este aceasta, cam așa arată. Încă e fierbinte, mie așa îmi place să-l mănânc. Și mi-au câte o bucățică din fiecare. Se simte aroma de cocos de aici, de la distanță. Eu o simt. Cam asta ar fi. Uf, ce frumoase sunt florile astea. Uitați-vă și voi. E superbă culoarea. Plac foarte mult. Și bineînțeles, mi-am făcut în dimineața aceasta o cafea. Un latte, practic. Și o să mă bucur de asta și de micul dejun. După care ne vedem cu produsele de make-up să vă arăt ce am mai cumpărat și ce îmi place mie. See you soon! Gata și micul dejun, n-am putut să-l termin. Mai e un pic aici. O să încerc, dar nu cred că-l termin. Și beau cafeaua. S-a dus toată spuma între timp cât m-am machiat eu. Și cât beau cafeaua, voiam să vă arăt. Am folosit multe dintre produsele pe care urmează să vi le arăt. Sunt niște produse pe care le folosesc de ceva timp, pentru că îmi place să le testez înainte să vi le arăt. Și îmi plac atât de mult încât am zis ok, nu arăt asta mult normal, dar vreau să vi le arăt pentru că sunt înnebunită după ele. O să vă arăt primele lucruri care îmi plac foarte mult și nu știu dacă mă pot hotărâ. Vedeți că e folosit, este acest fond de ten, L'Oreal True Match. Aș vrea să vă zic și nuanța, are și SPF 17 din ce văd aici și nuanța este ivoar d'or, nu știu cât de bine se vede, eu mi l-am comandat de pe Notino, am văzut că au prețuri mult mai bune, deci așa arată, e acoperire medie, îmi durează destul de mult, rezistă foarte mult pe față, eu nu aplic pudră deloc, deci îmi rezistă foarte mult, eu am tenul uscat și atunci am nevoie de un fond de ten cremos, hidratant și nu vreau acoperire foarte mare pentru că nu consider că am nevoie, după cum vedeți. Îmi place foarte mult și combinația fatală pentru mine este cu faimosul Instant Anti-Age Eraser de la Maybelline.
îl știți pe acesta cu burețelul acesta de aplicare. Da, într-adevăr, este foarte bun. Am văzut la toată lumea, eu nu-l testasem. Este extraordinar de bun. Și cu nuanța aceasta rozalie pentru mine este perfect. Stai să văd dacă găsesc nuanța, să vă zic. Din păcate nu o văd. Nu știu unde ar fi trecută. Din păcate. Da. Oricum trebuie să vă alegeți culoarea potrivită vouă. Deci nu cred că ar fi foarte, foarte relevant. Da, never mind. Așa arată. E un rozaliu. E din nuanțele acelea foarte, foarte deschise spre alb. Îmi place foarte mult. Și o să scriu aici. O să mă uit în comandă să văd dacă găsesc nuanța. Bun. Deci astea două îmi plac de nu mai pot. Uitați-vă cum arată fața mea. E superb. Deci e superb. L-ador. Mai departe, două lucruri care îmi plac foarte mult pentru față sunt acestea de la Rimmel. În mod special iluminatorul. Ia asta să-i fac un swatch. Să vedeți. Nu știu cât de bine se vede. Ia uitați-vă. E superb. E un peachy așa. Stardust este culoarea. E aici. Am rupt eticheta. Eu le-am luat din Demel, dar cred că le găsiți și online dacă le căutați. Și acest Maxi Blush care are culoarea Wild Card. Și arată așa. Și stai să-l... E și aplicat. Vedeți cât de delicat este. Și arată așa. Și rezistă destul de bine. L-am testat deja. Îmi plac foarte mult. Și mi se pare că pentru machiaj, cum o fac eu mai natural, sunt perfecte. Bun, mai departe, să vă arăt și produsele de sprâncene, care îmi plac foarte mult. Sunt de la NYX, acestea două. Acest Lift and Swatch, and Snatch, Lift and Snatch, pardon, negru, de la NYX. Și acest glue de sprâncene, lipiș de sprâncene, care este The Brow Glue, tot de la NYX. Și le folosesc împreună și ce mai folosesc, uite că astăzi am omis acest pas, haideți să-l facem împreună, este acest Essence Make Me Brow în nuanța Ashy Brows 04 și arată așa. Nu cred că se vede foarte, foarte bine, dar e foarte apropiat de nuanța mea, vedeți că doar îmi umple un pic sprânceana. Ceea ce e perfect pentru mine. O să corectez eu după, dar este foarte, foarte fain ăsta și, nu știu, cred că e undeva la 10-15 lei, nu știu cât e. Mai departe, îmi place acest gloss de la Maybelline. Eu l-am luat-o din DM. Lifter Gloss. Practic, dă volum buzelor. Vedeți? Îmi place și ambalajul foarte mult. E așa mai modern, mai... E super fain. Așa. Paleta aceasta de la Makeup Revolution, sunt machiată cu ea. Nu are o rezistență extrem de mare, cum au altele, high-end, nu știu, Natasha, Denona și așa, dar e foarte bună. Eu zic că pentru machiaj de zi e perfectă și durează. Makeup Revolution, cum se numește? Forever Flawless. Da, o să vă, eventual o să vă las eu un link și arată așa. Vedeți acolo în spate cadrul? Cam așa arată, nu ați trebuit să dau eu jos folia. Vedeți că le-am folosit destul de mult, îmi plac foarte mult. Da, să vă arăt două exemple, să fac două swatch-uri. O culoare mată și o culoare cu glitter. Cam așa arată, sunt ultimele două de aici, uitați-vă. Sunt destul de pigmentate, mie îmi plac foarte mult. Și e o paletă pe care o folosesc aproape zilnic. În schimb, o să mai comand o paletă pentru că celelalte nu mai sunt, nu le mai pot folosi, le-am destul de destul de mult timp. O să mai comand o paletă cu nude-uri și o să vă arăt în momentul în care o testez și văd cum e. Dacă îmi place. După care acest mascara de la Maybelline, Maybelline cred că e, da. Sigur, știți, este foarte bun. Eu nici nu prea am gene și nici nu mi le-am întors. Dar chiar sunt mulțumită de acesta. Este pentru volum și vi-l recomand. Și acest, cred că vi l-am mai arătat, eyeliner de la L'Oreal. Sunt foarte bune eyelinerurile acestea. Și este, nu este o nuanță de negru, este un roșiatic, așa, și caut nuanța, dar nu scrie. Burgundi. Este un burgundi, practic.
Vă dați seama și după ambalaj. Este super, super frumos și rezistă. Și arată foarte bine. Vă recomand, dacă aveți ochi ca ai mei albaștri, verzi, să încercați culori mai blânde, nu negrul acela puternic. Și ultimul lucru care îmi place foarte mult sunt paletele acestea, pensulele acestea de la Real Techniques. Eu veneau un pachet cu un burețel, dar acela nu-mi place la fel de mult ca Beauty Blender-ul și atunci vă arăt pensulele. Preferata mea e aceasta pentru blush. Sunt murdare, vedeți, le-am folosit. Aceasta este pentru blending, pentru eyeliner și aceasta îmi place foarte mult. Și pentru fond de ten, dar am folosit-o eu momentan pentru contouring. Am dat în jur de 100 de lei, le-am luat de pe Notino, sunt foarte bune, chiar le recomand, fac diferență. Cam asta ar fi, așa arată machiajul meu folosind majoritatea produselor pe care vi le-am arătat, în afară de eyeliner, cred le-am folosit pe toate. Și chiar vi le recomand cu drag, sunt niște produse foarte bune. Ce facem acum? Vedeți că m-am schimbat deja. O să merg la Cora, aici în zonă, să caut acel cordon pentru păr, pentru că am văzut testat de fete cu părul drept. Nu am văzut testat de fete cu părul creț ca mine. Și atunci o să încerc să caut acel cordon și să-l testăm în vlogul acesta. Sper să reușesc să-l găsesc, nu promit. Și dacă tot ieșim, o să mergem și pe la Amonda și pe la second hand-uri. Poate găsim niște sacouri frumoase, cam asta mi-aș dori eu să găsesc, sau poate o fustă frumoasă. Vedem. Vă iau cu mine oricum și vă arăt ce am cumpărat după ce ajung înapoi acasă. Acum îmi iau cafeluța, termin cafeluța de băut și mă bucur așa puțin de câteva momente de liniște și mergem către second hand-uri și apoi Cora. Așa că ne vedem soon. Am ieșit din casă, o să ajung imediat la Monda să vedem ce găsim. Nu prea sunt obișnuită să filmez pe stradă, stați așa. Așa că prefer să evit momentan, e foarte multă lume în jurul meu și nici nu vreau să stau fără mască. O să merg acum la Monda, este în față, undeva la câțiva metri. Și vă mai filmez pe acolo dacă vă ceva interesant și ce merită văzut. Așa că, let's go! Am terminat cumpărăturile. O să vă povestesc acasă ce și cum am găsit. Cert e că am găsit cordon din acela, dar nu l-am luat, stați așa. Am găsit cordon din acela, dar nu l-am luat. O să merg la Jumbo zilele astea și o să caut, pentru că era 40 și ceva de lei și mi s-a părut destul de mult. Am văzut că fetele, din ce mai multe ori online, dau ceva 20 de lei pe el și mi s-a părut la suprapreț, sincer. Oricum, o să merg mâine la Jumbo și o să caut acolo, cu siguranță o să găsesc. Acum mă bucur puțin de soare, mă odihnesc un pic, pentru că am două pungi mai grele de cărat. Și ne auzim acasă, sper să se audă ce vorbesc. Gata, m-am întors acasă, am cărat punga aia, am obosit pe drum, am mâncat puțin și acum vreau să vă arăt ce am găsit la Monda. Am intrat și într-un alt second hand, dar nu era nimic, am văzut o singură geantă, m-am gândit bine dacă se integrează în ținutele mele și nu se integra. Și am fost la Monda și mi-am luat câteva chestii și o să vi le arăt în vlogul acesta. Haideți să vă arăt prima dată bluzițele și apoi salopeta. Am luat 3 bluzițe și o salopetă. Am plătit 92, cu tot cu pungă, 90 de lei am plătit pe toate. Au fost cam un kilogram și știu că kilogramul era 89 de lei, ceva de gen. S-a părut destul de mult, dar na. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este această bluză superbă turcoaz. Nu știu din ce material este, este de la Marks & Spencer. Uite, nu m-am uitat la mărime, bănesc că e un M sau un L. Nu știu exact, stați că vă zic acum. 22 UK. Nu am mărimea de Europa. Da, nu-mi dau seama. 100% acrilic. Cam așa arată. Deci îmi place super, super mult. O să le probez la finalul oricum, ca să vedeți cum vin. Îmi place foarte mult verdele, turcoazul și vedeți de altfel. Și încerc să integrez mai mult în ținutele mele culoarea aceasta. După care am luat așa o bluziță muștar, să zicem. Se potrivește cu stilul meu. Știu că este un L. Sper să-mi vină, pentru că de obicei port M. Este de la H&M. Și mi s-a părut interesant. Îmi place decolteul, mă avantajează, cred. Așa o să o probez. Știu că de obicei mă avantajează genul acesta de bluză. Așa, am mai luat un tricou care arată așa. E simplu, un tricou simplu. Nu strică niciodată un tricou simplu. Cred că mi-am făcut colecție de tricouri albe deja.
Dar asta mi s-a părut diferit, că are buzunarul ăsta aici, are butoanele acestea, e interesant. Și ce am mai luat, o salopetă, e huge, nu avea o mărime mai mică, dar eu fiind înaltă, având șoldurile late, cred că ăsta e spatele, da? E cu spatele gol, sper să nu arate trash rău. Și aici are o, vedeți, talie foarte mare și m-am gândit eu că aș putea să o strâng cu o centură și cu pat de elefant din ăsta uriaș așa. O să le probez, să vedem cum arată și vedem împreună ce iese. Mă duc să mă schimb și vă arăt și vouă. Am uitat eu să vă povestesc despre faimosul cordon. Știți că v-am zis că vreau să încerc și eu cordonul acela, mai ales că mi se pare interesant că am părul creț și chiar aș vrea să văd ce iese. Am fost. Era la un chioșc din acela, știți? Cele care sunt pe culoarul principal așa la mall-uri, genul acela de chioșc aveau. Dar era 40 și ceva de lei și mi s-a părut destul de mult. Decât, nu știu, am văzut la celelalte fete că dădeau 20 ceva de lei pe un astfel de... Mă deranjează pielea, nu știu de ce. Dădeau 20 de lei pe un astfel de cordon și mi s-a părut too much. Și știu că o să merg zilele astea, cel mai probabil mâine, o să merg la Jumbo și o să caut acolo. Sper să găsesc, dacă nu, na, o să merg să iau de acolo și să-l testăm. Dar eu zic că nu se merita să dau atâția bani, pentru că, nu știu, am așa un feeling că la mine nu o să iasă bine, pentru că vedeți că am părul creț natural și o să-l undulez, dar nu cred că o să-mi stea. Am așa un feeling, dar vedem. Eu de obicei îmi fac bucle micuțe, adică le nuanțez pe astea. Deci, na, și de obicei am nevoie de căldură, fiind un păr foarte, foarte uscat. Dar am zis să încerc, pentru că ar fi mare lucru să-mi stea bine și pur și simplu să-l port acolo 5-6 ore și să-mi fac părul un pic mai aranjat, zic eu, că el creț așa stă ca o mătură uneori. Bine, acum nu știu dacă stă ca o mătură, dar vedeți că are altfel de volum. Bun, și acum chiar mă duc să mă schimb și să probez hainele. See you soon! Cam așa arată bluza. Mie îmi place foarte mult, ce ziceți? Am pus aici... M-a vată și îmi place cu combinația aceasta cu verde militar și cu bluza. Cam așa ar fi. Pam, 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 pam. Mă duc să o probez și pe cealaltă muștar, să vedem cum vine. Și așa arată bluza muștar. Îmi place și mai mult. Are mânecile parcă un pic abnuși, dar nu mă deranjează. O să le țin cumva așa sau eventual chiar le las așa, că îmi place. Dar e frumos aici decolteul. Mi se pare că mă avantajează, îmi pune în valoare clavicula. Am pus camera cam jos, dar puteți să vedeți oricum. Și cam așa ar arăta. Și... îmi pune în valoare forma corpului, cum ar veni. Este exact lungimea potrivită, vedeți? Cam asta ar fi. Și nuanța îmi place, mi se pare că se potrivește inclusiv cu acești pantaloni, deși au terminația asta cam... ar fi trebuit ceva simplu, dar îmi plac. Trebuie să-mi găsesc o pereche de pantaloni negri cu talie înaltă, simpli, din aceea din stoful. Clasici. Și cred că le-a arătat foarte bine. Sau chiar bej sau maron închis. Ce ziceți? O pereche de pantaloni maron închis așa din stofă, cu un palton sau un trench bej, se pare că o să fie perfectă. Thumbs up și la bluza aceasta. Nu am apucat să le calc, evident, trebuie să le spăl, să le calc, dar na, se vede. E puțin transparent, nu e materialul atât de gros. Poate că o să port o bustieră eventual, că se vede prin el, dar e foarte frumos. Vedeți detaliul de aici, arată foarte bine. Parcă nu se potrivește asta. Dar ca idee. Vedeți? Cam așa. E un tricou negru, alb simplu. Îl pot asorta cu multe ținute. Uite, ținuta asta e foarte lejeră, cu pantaloni ăștia. Sau cine știe ce alte ținute. Chiar arată bine ce am luat până acum. Acum abia aștept să văd cum îmi vine salopeta. Am zis, chiar dacă e largă, o port prin casă, nu contează. Mă duc să o probez și să vă arăt. Stați așa. Ok, oficial m-am îndrăgostit. Deci, efectiv, salopeta asta e super tare, pentru că pot să o port și așa, vedeți? Ea e largă. E destul de largă, dar o port așa cu o cămașă și o pereche de Adidas și arată super bine, doar că nu se vede, nu vedeți voi cum arată pe total. Vedeți cât de mare e? Și ea arată așa. Așa, stai să vă arăt și la spate. Practic, îmi e mare, într-adevăr, dar îmi place. E cu spatele gol. Și ce pot să mai fac? Luăm una bucată cu rea.
să o accesorizez. Vedeți că are tăietura asta așa totuși. Într-adevăr, nu arată chiar estetic, dar nu mă deranjează atât de tare. Și pun cureaua aici. Bineînțeles, trag treaba asta pentru că se adună, vedeți? Așa. Aranjez la spate, pentru ca zona cu spatele gol să rămână pusă în valoare și ia uitați. Cu o pereche de pantofi, de balerini, chiar și cu ceva Oxford shoes și un sacou, cred că ar arăta bine. Dar eu dacă aș pune sacou, nu aș mai pune curea. Și așa ar fi. Așa mă avantajează mai mult pentru că îmi structurează mai bine talia și tot corpul, dar cred că cel mai probabil o să o port în varianta sport foarte des. O ador! Aceasta este, nu știu dacă v-am zis de unde sunt, aceasta este Misguided. Bluza turcoaz pe care ați văzut-o prima dată este de la Marks & Spencer. Bluza muștar este de la H&M. Tricoul este Smara, brandul acela pe care îl comercializează Lidl. Și aceasta v-am zis, este de la Misguided. Sunt ok, sunt branduri din acestea mass market. Pam! M-am niciodată nu mi-a plăcut să defilez. Da, cam asta e. O să ne continuăm ziua. Cel mai probabil o să mă opresc puțin să citesc. Și vorbim mai încolo. Mă duc să mă schimb și să pun treburile astea la spălat. Am ieșit iar afară. Sunt la 5 to go. Am venit să-și asurim o cafea. Mai facem asta după amiaza uneori. Ieșim și ne plimbăm puțin afară, la aer și ne bucurăm de vremea frumoasă și... Deci mai asorim câte o cafea, eu nu prea, nu mi-au niciodată, de fapt. Și ce voiam să mai fac era să merg să mai iau câteva ingrediente, cred că somon cel mai probabil, pentru sushi. Mă gândeam să fac niște sushi, că l-am mai făcut de mult și facem împreună. Așa că o să merg la Mega Image de aici în apropiere și gătim. Mi-am propus să fac și o ciorbă, dar nu știu dacă am timp. Dar sigur, sigur vreau să fac sushi. So, see you soon! Eu l-aștept pe Sorin acolo să-și ia cafea. Bye, bye! Am ajuns acasă și deja am pregătit mare parte dintre ingredientele pentru sushi. Am tăiat aici morcov, castravete, ardei și avocado. Am făcut o omletă simplă din două ouă. Am aici somon, dacă nu mi-ajunge mai am încă un ambalaj, l-am luat de la Mega pe acela și niște brânză tartinabilă. În funcție de cât orez am, poate o să pun și ton. O să văd. Și aici am miere și oțet de orez pentru orez. Am pus la fiert orezul pentru sushi. Oricum eu v-am mai arătat rețeta asta. Dar am zis să filmez, să vedeți și ce mănânc astăzi. La prânz n-am apucat să mănânc mare lucru. Și-a luat Sorin KFC și am gustat și eu. Puțin, dar puțin și n-am mai mâncat nimic după. M-am panicat. Gen, mi s-a părut că e caloric și atunci o să mănânc doar sushi astăzi și porridge-ul și e suficient. Revin când facem sushi. Pa. Așa, am început să montez deja sushi. Vedeți că am pus aici orez. L-am făcut mai simplu pe acesta, avocado și somon și acum îl rulăm. Nu sunt expertă la rulat, dar... Ne descurcăm noi. Vedeți? Superb! Mi-a ieșit perfect, dar iese foarte bun la final și eu sunt mulțumită. Așa. Vedeți? Da, un alt truc, să puneți folie pe această, nu știu cum se numește, suport pentru rulat. Pentru că o să vă intre... Pardon, m-am mânecat. O să vă intre orezul între aceste bastonașe de lemn și nu este indicat. Și la final, de aceea am acest bol cu apă aici. Nu știu dacă îl vedeți. Nu se vede foarte bine. Pun apă puțin aici pentru a lipi. Da, cred că trebuie să-l mai rotunjez puțin, stați un pic, am apăsat destul de tare. Aceste margini le voi tăia, nu contează că iese puțin. Aveți nevoie de un cuțit foarte... Vedeți că e marginea asta, să dau puțin așa. E marginea aceasta, o tai și nu e niciun fel de problemă. Aveți nevoie de un cuțit foarte, foarte ascuțit.
Eu o să continui să fac sushi și vă arăt cum a ieșit la final. Nu mai pot de râs, efectiv. Uitați-vă cât... Deci am stat o oră să fac sushi. Deci, efectiv, cred că o să mergem la părinții lui Sorin sau ceva. Și eu, știți că tai capetele la rulouri la final. Și eu am mâncat toate capetele alea. Mai sunt câteva aici, oricum, vedeți? N-am putut să le mănânc pe toate. Dați-vă seama câte au fost. Nu mai pot. Deci eu n-am început să mănânc sushi și m-am săturat deja. Mor de râs, vai de mine. Asta e de la bunicul meu, care efectiv trebuia să aibă multă mâncare. Deci efectiv, nu știu, am făcut rezerva națională de sushi. Încep să le vând. O să-i vând. Avem aici 300-400 de lei de sushi. Da. Of, aștept să mănânce Sorin, pentru că este în ședință. Și eu mă apuc să fac curățenie, pentru că e minunat de să curăț tot aici. Tava asta e superbă. Am tot stricat-o, o să o înlocuiesc, e praf. Nu băgați în seamă. Cam asta e, mă apuc să fac curățenie. Și revin. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. A făcut deja seara între timp. Am terminat sushi, ați văzut, am făcut sport. Și ce vreau să mai fac acum, în afară de a edita acest video, este să citesc din această carte, Homo Deus. Este o carte, din ce am reușit eu să citesc, care vorbește despre principalele dificultăți cu care s-au confruntat oamenii până în a doua jumătate a secolului XIX, și anume războiul, molimile și foametea, și despre cum lucrurile astea sunt cu mult diminuate acum și cum vede, vai de acest zgomot de afară. Am venit la fereastră pentru că deja e foarte întuneric și un zgomot afară teribil, non-stop aici. Da. Revenind. Și despre cum vede Yuval că arată viitorul, adică vorbește despre supra-oameni, adică acei oameni care, mă rog, sunt combinați cu tehnologia, știți cum sunt brațele acelea mecanice sau cyborgi, sau... practic vorbește despre faptul că dacă în ultimul secol... mă rog, ținând cont și de a doua jumătate a secolului XIX, s-au întâmplat atât de multe lucruri. Dacă prin anii 90 nici nu ne imaginam că o să ajungem să stăm lipiți de telefon, imaginați-vă cât de repede o să evoluăm în următorii ani. Cam despre asta e. Eu sunt momentan la capitolul 2 sau ceva de genul. Deci nu am terminat cartea, dar chiar vă recomand treburile astea. Homo Sapiens, Homo Deus și... 21 de teorii despre secolul 21. Cred că așa sunt. Bun. Cam ăsta e vlogul. Eu mă duc și citesc câteva pagini și după care mă apuc să editez acest vlog. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ați văzut așa cum arată o zi de-a mea. M-am gândit că mi se pare interesant să îmbin ce fac eu așa într-o zi. Bineînțeles că n-am filmat partea de dimineață în care meditam, scriam în jurnal, îmi făceam planning-ul, pentru că v-am tot povestit despre asta și mi s-a părut repetitiv. Dar da, în prima parte a zilei am făcut treaba asta. Și acum mă duc să mă relaxez, să citesc. Și după ce editez, îmi doresc să mai văd un episod din Inventing Anna. Cred că am văzut două episoade, dar poate o să-mi dau cu părerea pe story sau ceva despre asta. Așa că vă pup, bye bye, și să-mi spuneți în comentarii dacă vă doriți să facem un episod despre cărți și filme. Seară frumoasă să aveți!